Și așa-mi vine câteodată dorule să dau închin tău copia trădorule. Tatele înțeapă, bate-ți cinciu, am la locul lui Brenciu. Excelent. Noi ne vedem pentru prima dată, acum. De când te cunosc și te-am văzut. Erai tânăr, frumos. Fără barbă. Mircea este absolvent al Facultății de Drept Babeș Bolyai. Și vreau să te întreb, ai profesat vreodată? Efectiv, profesat, n-am profesat. Am văzut numai care e vibe-ul. După am dat examenul de barou, pe care nu l-am luat, am trebuit să fac 70 de grile, am făcut 69 și cum a fost cel mai fain 69 din viața mea. Toată lumea! Două perechi de ochelari de soare am cumpărat să mergem la mare. Pentru 7 nopți, anul la cazare, mic dejun inclus. Ați cunoscut-o pe Carmen Kindriș? Da, are taraful de 16 oameni. 16 meniuri. Cum se zice la țară, e bun animal. Așa e bun. E bun animal, știi cânta. Cum a fost rochea de mireasă? Albă. Faină. Model sirenă. Model sirenă, uite. Model sirenă, 8200 lei. Dacă sunteți interesați de un model sirenă, vă las aici un link în comentarii. Ești mărine la nunta ta, mărine, mărine. Toate fetele juca. Dar nunțile pe vremuri. Despre nunta cu Sandu. 14 februarie. Tu nu să știe de Valentin și de minuni. M-am dus la biserică în capul gol cu nună și cu balțu. Ne-a înghețat vârful nasul. Așa a fost un frig. No, și acolo, dragă, la masă, carta bojumării. Aituri la noi, așa să ziceu. După aia e supă de găină. Supă de găină? Păi o spui rar, corect, să înțelegi. Corect. Eu nu-ți mai spui adoră, că dacă zici să zic adoră, mă umflu în pene și mi-e ciudă. Actor. Dacă aveam și o bunică... Da. Cumpără-ți. Pe cărarea vieții mele au fost spini, au fost și flori, dar copiii-mi calcă urma. Eu vin la Chinteni. Până la ieșire din Chinteni, în dreapta primăria și din jos de drum, bunica Lenuța. În cască, sunt oameni care îi numesc și nu știu. La o casă am drapelul României. Așa. Și la o casă am troiță. Acolo e seiful de bani, 3, 5, 8, 9, e codul.